doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Pe 13 noiembrie 2016 va avea loc al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. În acesta vor concura liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și cel al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon. Așadar, astăzi începem emisiunea dedicată dezbaterilor electorale pentru alegerile prezidențiale din 13 noiembrie 2016. Dezbaterile electorale au loc în emisie directă pe canalul nostru de televiziune cu începere de la ora 18:30. De asemenea, le puteți urmări integral și pe site-ul nostru bascratimatv.md, unde puteți lăsa și unele comentarii. Dezbaterile electorale le organizăm cu respectarea codului electoral și al regulamentului privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Candidații pentru șefia statului au primit invitații oficiale din partea noastră. Așadar, în studio îi avem pe următorii invitați: Victor Niculiță, reprezentant al candidatei PAS, Maia Sandu; Oleg Lipski, reprezentant al candidatului PSRM, Igor Dodon. Bună seara și bine ați venit la noi la emisiune! Stimați oaspeți, inițial o să vă prezint regulile de dezbatere pe care le-a organizat canalul nostru de televiziune. Dumneavoastră veți avea în total câte 15 minute, la final câte un minut pentru a vă adresa electoratului, deci în total veți avea 16 minute. Puteți utiliza timpul așa cum considerați necesar. Epuizarea timpului înseamnă sfârșitul participării la dezbaterea televizată. Dezbaterile vor avea loc în 4 runde. În prima rundă veți răspunde la aceeași întrebare adresată de moderatoare, adică de mine. În a doua rundă veți avea posibilitatea să extrageți din plic câte o întrebare din cele 10 pregătite de noi. Sunt întrebări foarte simple. În a treia rundă veți avea posibilitatea să vă adresați unul altuia întrebări și a patra rundă câte un minut ca să vă adresați electoratului. Vă îndemn, stimați oaspeți, să țineți discursul într-un mod civilizat și respect unul față de altul. Așadar, să trecem în prima rundă. Deci, întrebarea mea este pentru dumneavoastră. De ce anume candidații pe care îi reprezentați merită să fie președinte al Republicii Moldova? Începem cu dumneavoastră, domnul Victor Niculiță. Îi oferiți cuvântul domnul parlamentar, pe punct de vedere ierarhic. La rând, nu contează, da. Deci, da. Vă rog să răspundeți. De ce Maia Sandu? În primul rând, eu sunt președinte și organizație teritoriale Pălădămâia Basarabească, aceasta este cunoscut. În cazul dat, reprezint candidatul unic la funcția de președinte a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Merită în primul rând pentru că este o doamnă, nu? Cred că trebuie să-i oferim o șansă, să fim gentili ca să această doamnă totuși să devină președinte și atunci cred că e familiară și familiară atunci totul este bine, ok? Într-a doilea rând, fiindcă este pregătită, dumnei are studiile corespunzătoare, după cum cunoașteți, a absolvit Universitatea Economică, mai apoi a absolvit cursurile la Harvard în America, în cei mai prestigioase instituții de administrație publică, ceea ce dumneavoastră, fiind în funcție de președinte a țării, va administra. Și dumneavoastră este pregătită, are cunoștințele corespunzătoare în domeniul dat. Trei, vreau zic că dumneavoastră nu este coruptă. Noi aceasta deja cunoaștem, dumneavoastră nu este implicat în furtul miliardului, nu a fost la conducere implicat în astea, în diferite afaceri murdare. Corespunzător, dumneavoastră își merită de acum asta ca să fie, să reprezinte poporul nefiind corupt. Următorul punct, poate Maia Sandu deja să reprezinte ca un conducător, fiind ca ministrul educației care s-a ocupat cu educația și corespunzător a făcut unica sau unicul minister care a făcut schimbări
modificări în educație, ceea ce cunoaștem rezultatele deja după instalarea camerelor și așa mai departe, care aduc la moment, după o perioadă de timp, aduc și rezultate. Ceea ce tinerii la ziua de astăzi declară că datorită ceea că reformelor care le-au făcut dumneavoastră în educație, astăzi ridică nivelul de cunoștință. Noi acestea le vedem și în teritoriu. Un alt motiv pentru care noi să alegem Maia Sandu este, așa să spunem, că dumneavoastră și-aș luptat cu lupta cu corupția. Dacă cunoaște, s-a implicat foarte bine împreună cu platforma DA pentru a identifica furtul miliardului și multe, multe alte care, miliarde care noi și în ziua de astăzi le depistăm, care noi nu eram la cunoștință datorită ceea că platforma DA, Maia Sandu, alte instituții neguvernamentale care s-au implicat și au depistat multe. Ca rezultat, noi astăzi suntem la cunoștință cu toate încălcările sau cu toate neregulile care s-au trecut, care au pus în robie Republica Moldova. Ca să mai accentuăm alte puncte care, pentru ce dumneavoastră, în primul rând, dumneavoastră posedă foarte bine trei limbi. Vreau zic româna, rusa și engleză. Dacă cineva mai cunoaște, putem să o adăugăm și pe a patra, adică limba moldovnească, ca ceea ce cineva pledează pentru o limbă care deja este moartă, dar în rezultat, adică punem la cântari patru limbi. Posedă limba engleză, dat fiind faptul că a învățat, s-a făcut studiile în America și cam mai apoi dumneavoastră să poată comunica cu toate instituțiile mondiale. Un alt punct este ceea că dumneavoastră aș lucrat în Fondul Monetar Internațional, ceea ce dumneavoastră cunoaște deja toată modalitatea și toată structura dată, cum ar face investiții, ar aduce investiții în Republica Moldova. Și multe, multe alte puncte care putem să le enumerăm. În primul rând, domnul Igor Dodon este un om statalist. Este un om pentru Moldova, pentru dezvoltarea acestei țări. Este un om care trăiește în țara asta. El are familia aici, copiii. El pledează pentru aceea ca să copiii noștri să nu plece în afară țării, ca să avem noi locuri de muncă aici, ca să dezvoltăm economie, în total, agricultura și industrie și celelalte laturi economiei aici pe loc și oamenii noștri să aibă de lucru aici. Asta prima. Deci, asta partea economică. Dar partea economică este strâns legată de partea politică și geopolitică. Noi ne-am avântat spre vest, spre asociația cu Europa și cam am părăsit noi partea de est, unde piața noastră de desfacere. El vrea să repare problema aceasta, deci el vrea să restabilească și relații bune, să avem și cu vestul, și cu vestul tot să avem relații bune, să avem piață de desfacere, să avem legături economice și cu o parte, și cu alta, ca țara să înflorească, să se dezvolte. Și deci asta este pentru binele țării. Încă un moment pentru care pledează domnul Igor Dodon este întrebarea cu reîntregirea țării. Acum Transnistria și partea de dreaptă a Moldovei, formal este un stat, dar de fapt se primește că economia e dezbinată, chiar sisteme diferite de fiscale sunt în aceste două bucăți a țării. Noi trebuie să întregim țara, fiindcă fără asta noi stat nu o să avem, o să pierdem statul. Și în al treilea rând, cele mai poate o să apară pe timp de discuție niște întrebări, dar este vorba de valorile noastre creștine, de valorile familiei, de valorile morale care trebuie să fie în baza educației copiilor noștri. Și clar că este vorba de limba moldovenească, care desigur că nu e moartă, fiindcă chiar și aici în raion, în satul Abaclie, mai mult de 90, nu mai țin minte câte procente, se socot moldoveni, nu români, dar asta eu așa fac o mică concluzie.
încă un moment, dacă noi atingem problema că cineva a lucrat în fondul monetar internațional, știți, fondul acesta nu i-a adus nimănui fericire nici într-o țară în lume. Fondul monetar internațional este o bancă care câștigă bani și câștigă în țările cele mai sărace. Și întrebarea dacă candidatul a studiat la Harvard, din care bani a studiat acolo? Fiindcă acolo nu-i pe buget și nu-i din banii statului moldovenesc. Sunt pe banii lui Soros, un om care cheltuie banii nu degeaba, el prime, după asta câștigă, primește un profit, un câștig din treaba asta. Oamenii lui lucrează prin toată lumea, prin toată Europa de Est, și prin țările CSI și ei promovează interesele acestui domn care îi învață pe banii săi, îi educă în spiritul lui. E ca felul acesta. Vă mulțumesc mult pentru răspuns. Așadar, să trecem la a doua. După cum am spus, veți avea posibilitatea să extrageți din plic câte o întrebare pe care le-am pregătit noi mai devreme. Domnul Victor Niculiță, vă rog. Care doriți? Nu. Și dumneavoastră extrageți. Dar mai întâi o să dea răspuns domnul Victor Niculiță. Vă rog frumos să citiți și să încercați să dați răspuns la întrebare. La mine văd că e scris în limba română aici. În calitate de președinte, după investire oficială, unde veți efectua prima vizită în extern și principalele puncte de pe agenda discuțiilor? În primul rând, cred că unde vor face oficialități, să are în vedere doamna Maia, nu? Clar lucru. Păi da, ca președinte. Păi dumneavoastră sunteți reprezentant. În funcție de președinte. Doamna Maia, cred că primul pas care trebuie să-l fac, la Fondul Monetar Internațional. Deja unde dumneavoastră cunoaște structura, deja unde dumneavoastră lucrat, deja unde are tot respectul și lucrat deja în domeniul dat, ca să aducă investiții în Republica Moldova, ceea ce se așteaptă de mult. Vedem și de acum Fondul Internațional deja a semnat pe 3 ani, deja răzăcă, ca să fie Moldova planificată deja pentru a aduce investiții. E clar că se așteaptă acum alegerile și pe urmă vedem, cred că vor face și concluziile lor. Se facă investiții sau să nu mai facă. Că dacă partea opusă declară că dumnealor sunt de altă orientare, de alte direcții sau că se orientează spre Rusia, vreau că cred că de acum timp 25 de ani deja le-a făcut, cred că urmează să mai facă în câteva 25 sau 50 de ani ca să ne întoarcem înapoi, adică în toată mășurile la care așa am fost. În altă parte unde dumneavoastră trebuia să deja să facă oficialități, sunt neapărat toate guvernele tuturor țărilor europene. În primul rând în Parlamentul European, unde recent m-am întors la Bruxelles eu personal, având convorbiri cu europarlamentari care clar și respicat a lămurit. Republica Moldova primește finanțări din Comunitatea Europeană, din Parlamentul European, stai numai prin intermediul guvernului României, guvernul României. Și nici de cum nu putem să primim alte, fiindcă sunt deja structurate. Și la moment, dacă cunoașteți foarte bine, sunt deja 50 de milioane care se așteaptă după alegeri, care tot vor face concluzii. Totodată trebuie să facă oficialități și în parlamentele altor republici, ca și Republica Italiană, ca și în Franța, în Germania și așa mai departe, care să vă duce și a cere ca să fie investiții aduse în Republică, ca să facă, că țările date așteaptă de pildă. Dumnealor nu-și permit să facă investiții într-o țară care este comunistă, într-o țară care este socialistă, ca să facă investiții. Fiindcă dumnealor înțeleg foarte bine ce înseamnă parcursul ăsta de comunist. Deja cuvântul de comuniști, dumnealor refuză de a veni de a face investiții și așa mai departe. Aici este riscul Republicii Moldova ca să rămânem iar în măciurlă și să ne întoarcem înapoi în anii 90, de acolo de unde ne-a început. Mai am timp. Dacă alte oficialități unde ar trebui să le facă Maia Sandu,
Este și același, spunem, președinte deja astăzi ales în America, care deja ar trebui să fie o conlucrare, fiindcă cunoaștem foarte bine că cel care menține pacea în lumea aceasta este Statele Unite ale Americii. Aceasta este indiscutabil. Și acum coordonează cu toate structurile din toată lumea, fix așa vom fi sub egida dumnealor, adică și noi, ca statul Republica Moldova. Totodată sunt structurile OSCE, sunt structurile non-guvernamentale care tot de asemenea, care fac ajutoare, care fac investiții, care fac programe de dezvoltare. Că dacă la ziua de astăzi se întreb partea oponentă, noi vorbim la nivel așa de stat, dar la nivel de raion sau la nivel de sat, când noi începem la dezvoltarea, se începe de la sat, se începe de la raion. Dacă să avem o dezvoltare sau un program de dezvoltare în raionul Bastrăbească, nu există așa ceva. Nu există. Dacă haideți, mai acum, rezervăm timpul. Aveți... Dacă întrebăm pe domnul parlamentar dacă cunoaște ceva situația din, din regiunea, din raionul Bastrăbească, cred că nu ar corespunde, așa spunem, cunoștințelor. Haideți să rezervăm timpul, da, okay, pentru runda a treia, a patra. Domnul Oleg Lipski, vă rog frumos. Deci, întrebarea sună, în ce mod veți încerca să reîntoarceți încrederea cetățenilor în politicieni? Știți, este o întrebare foarte complexă, să zicem așa, dar eu o să încerc să răspund pe niște fapte concrete. Ce ține de raionul Basarabească? Noi ne-am ocupat cu calea ferată cât am putut și am putut să rezolvăm. Ceva am rezolvat. Deci, niște lucrători de la calea ferată, cu ajutorul juriștilor partidului nostru, au câștigat judecata, trei oameni până acum, și deja doi dintre ei au primit și salariul restanță pentru patru luni. Noi am chemat același ministru transporturilor în Parlament ca să răspundă. Era inițiativa noastră ca să răspundă pentru întrebarea asta și pentru restanțele care le au oamenii în salariu. Acum, în stadiul de dezvoltare, sunt niște judecăți tot la mai mulți oameni care tot sperăm să-i ajutăm. Asta un moment. Al doilea moment. Vreau să spun încredere. E că domnul primar poate ține minte când, poate un an, puțin mai mult de un an în urmă, când ne-am adunat noi aici, nu departe, la sediul partidului și am discutat că trebuie de făcut treabă, dar nu să facem politică în răbun Băsărăbească. Țineți minte că am făcut. Da, Eu pur și simplu spun că noi ne-am ținut de cuvânt, ceea ce s-a promis, cum a bătut, cum se zice, palma, noi ne-am ținut de cuvânt. Și asta se respectă. Se respectă și pentru satul Abaclie, câte ceva s-a rezolvat din cadrul raionului, au ajutat colegii noștri. Eu știu despre Cazangerie, eu știu despre Palatul de Cultură, care s-a transferat de la raion. Acolo s-a construit și acolo și trebuie să fie și a rămas acolo. Președintele raionului totuși le-a făcut. Mulțumesc că l-am numit în funcție acolo. Stimați oaspeți, haideți să trecem la runda a treia. Cu fost numit de către mine și către partidul. Eu nu vreau să intru în discuția asta. Eu vă spun fapte concrete. De ce? Așadar, stimați oaspeți, în runda a treia. Care concret, domn primar? Ne ținem de cuvânt sau nu? Cazane biomasă, fără doar și poate, cazane biomasă le-am instalat. Asta eu. Este. Eu le-am instalat. Foarte bine. Așa, dar de unde ați primit? Care e meritul dumneavoastră? De unde ați primit? De la fondul de investiții. Stați, nu e meu. La fondul de investiții, nu la dumneavoastră. Din partea raionului s-a transferat. Dumneavoastră ne-ați contribuit nici cu un leu, nici nu vorbiți. Transferat. 85.000. Asta e un fapt concret. Care e fapt concret? Concret, că l-am implementat eu. Domnul Victor Niculiță. Asta e, nu puneți plusurile. Pentru asta sunteți primar. Pentru asta sunteți primar. Domnul Victor Niculiță, adresați, vă rog, o întrebare domnului Oleg Lipski. Am trecut deja. Deja ne adresăm. Bine. Așa o întrebare, spuneți. Dumneavoastră, astăzi ați venit în calitate de parlamentar, ori în calitate de
nu știu, secretar a cui, președintele de raion sau dumneavoastră reprezentați astăzi o ierarhie. Eu reprezint, eu reprezint candidatul. Nu, vă răspund, ca să nu pierdeți timp. Nu, da, nu, nu vă preocupați. N-ați găsit, nu știu, o candidatură în raionul Basarabeasca, să vii astăzi la confruntări, să discutăm noi problemele care există în raionul Basarabeasca. Dumneavoastră ați venit la Chișinău, la Parlament. Ce vreați dumneavoastră să discutați cu administrația publică a raionului Basarabeasca? Eu că tare am venit la dezbateri legate cu alegerile președintelui, dar nu cu problemele din Basarabeasca. Dar eu le cunosc careva probleme și care, la care am adus un aport pentru a le rezolva. Păi, eu nu cred că asta rău. Am venit la indicația televiziunii. Eu am venit la indicația televiziunii și nu... Administrația publică... Și eu nu cred că dacă parlamentarii vin, cum să zice, în raioane și se preocupă de problemele raionului, asta e rău. Pentru că, pe urmă, oamenii... Pe urmă, oamenii ne întreabă dacă, iacă întrebarea era, dacă credibilitatea politicienilor. Asta nu cunoașteți. De cazanul de biomas, nu nu cunoașteți situația. Că eu l-am organizat, eu am fost la FISM, eu am adus cazanul și l-am instalat la grăniță. Dar dumneavoastră vă puneți steluță pe umăr, nimișcând nici un deget. 85.000 de contribuții care au făcut-o primăria satului Obăclia, ei s-au fost Consiliul Raional s-a dat. Au beneficiat în 85.000 de lei. Foarte bine. Păi da, dar dumneavoastră foarte bine că colaborați cu administrația raionului. Asta e foarte bine. Casa de cultură, Răzăca satului Obăclia, a fost și corect, e trebuie să fie reîntoarsă înapoi. S-o reîntors? Și datorită mie. Păi foarte bine. Foarte, dar vă puneți steluță dumneavoastră. Datorită Consiliul Local Abaclia, datorită mie și nu datorită dumneavoastră. De ce astăzi n-ați propus o candidatură din administrația publică, spunem, chiar președintele raionului, de ce nu ați înaintat alți membri și mai departe, care noi avem discutat problemele noastre aici, locale, la nivel de administrație publică, a primăriei, la nivel de raion, de Consiliu Raional și mai departe. Dar dumneavoastră veniți la Parlament cu domnul Cimpăieș, când ați în primul rând participat un alt parlamentar astea. Vă considerați mai căpoși sau care e situația? Sau țineați rămâneți pe cineva care, eu știu, acolo să... Vă răspund, bine? Noi venim la oameni și eu nu cred că asta e rău. Și dacă conlucrați bine cu administrația raionului, uitați-vă, peste 4 zile se termină... Nu avem cu cine lucrați, vă greșesc, nu cunoașteți situația. Deja este ridicată întrebarea ca în timpul următor președintele de raion, domnul Petru Pușcar, deja să fie într-un mod sau altul, să fie eliberat. Dumnealui nu cunoaște serviciu, nu cunoaște lucru. Dumnealui nu are competență și nu este apt pentru a desfășura o asemenea activitate ca președinte de raion cu nouă clasă. Noi aici vorbim de educație, aici vorbim de... cu respect față de persoanele care lipsesc. Domnul Oleg Lipsi, vă rog frumos, adresați o întrebare domnului Victor Niculița, pentru că aveți deja... Nu răspund la întrebare. Deci, încă o dată repet, eu am venit la invitație televiziunii și am venit la dezbateri publice consacrate alegerilor președintelui țării, dar nu pentru dezbateri pe problemele, să zicem așa, social-economice a raionului. Dacă o să mă chemați, o să vin și pentru asta. Dar problemele care sunt legate, la dumneavoastră în sat, câți oameni care lucrează la calea ferată sunt? Sunt foarte mulți oameni, da? Sunt afectați de problemele de la calea ferată. Dacă nu primesc 5 luni, nu primesc salariu. Păi asta. Păi asta e problema, că dumneavoastră sunteți la conducere și dumneavoastră trebuie să le răspundeți la cetățenii raionului Basarabeasca, inclusiv la cei din Abaclia, că nu-și primesc salariu, nu poate să întreții familie, nu poate să plătească serviciile comunale, nu poate să-și procure de mâncat, hrană, îmbrăcăminte și mai departe, pentru că nu primesc 5 luni salariu. Care e asta? Asta e dezvoltare care e... a statului Republicii Moldova, guvernarea care dumneavoastră o duceți. Tak, vă răspund. Deci, noi suntem un partid în opoziție. Pentru asta ne-am implicat în aceste alegeri. Noi nu suntem la guvernare, domn primar. Dumneavoastră sunteți în Parlament, sunteți parlamentari, dumneavoastră spuneți că sunteți domn primar. Deci, la guvernare este Partidul Liberal-Democrat, Democrat, Liberal și... Da, și trebuie să răspundă. Așa, corect. Da, cu verzi după asta. Răspundeți, și nu primeați salariu, răspundeți. Răspundeți cetățenilor.
Ia că eu am răspuns pentru am asta. Am avut răspuns. Noi am câștigat, salariu. Am câștigat 5 luni salariu. Am câștigat. Scurt, am câștigat judecăți. Cu minciuna. Spuneți-le concret. Nu primesc salariu din motivul 1, 2, 3. Partenerul de alianță, domnul Ghimbu, puteți să adresați întrebarea. N-am treabă cu Ghimbu, eu nu reprezint Ghimbu. Păi... Ghimbu deja e Ghimbu, s-a dus, gata, a plecat. Uitați de Ghimbu. Are un procent deja numai la astea. Maia Sandu are 40% de care singurică le-a meritat și nu având un staff pentru raioanele care primesc bani, care le plătiți pisedii, le plătiți apă, lumină, salarii. Cât primi până în prezent președintele organizației teritoriale Basarabească? 300 de euro. Erau contabilitați cumva? Erau prin contabilitate? Ori primim bani deci, negre prin asta? Și se întreține toată administrația și clădirea și așa mai departe? Pe bani? Dar din transferul se face? Din cutizații. Din cutizații? Prin transfer. Totul oficial. Oamenii sunt angajați la lucru și acolo nu sunt 300 de euro. Acele 39 de milioane care au venit la Bahram? Eu nu știu de unde au venit la dumneavoastră. Nu știți de ce ați venit, dar un parlamentar și ați venit în coași. Nu știți să-l să răspundă pe domnul. Îmi pare rău. Nu mă luați. Domnul primar, domnul primar. Hai să vorbim serios. Domnul Oleg, îmi pare rău. Nu ați parlamentar și spuneți că nu știți. Cât timp a rămas? O să întrebăm colegii din studio. Spuneți-mi, rog, cât timp a rămas. O să întrebăm colegii din studio cât timp are domnul Oleg Lipski. Mamă, rai. Domnul Oleg Lipski, cât are? Am 8 minute. Bine, 8 ia că minute. Domnul primar, ați vorbit. Acum dumneavoastră răspundeți așa detaliat. Da, dacă îți poate să treceți puțin, da. Deci, noi suntem partid de opoziție. Suntem 24 din 101. Guvernarea, care reprezintă alte partii, în afară poate de comuniști, putem vorbi așa, ei sunt în majoritate. Majoritatea a împărțit între dânsi și ministerele, calea ferată. Deci calea ferată era la democrație, acum calea ferată la liberal. Și ei nu plătesc salariul, partidul care a luat pe dânsul calea ferată și toate problemele au luat ei singuri. Și când le-am zis noi, plecați, dacă nu puteți, plecați de acolo. Nu trebuie să stați. Ei spun, nu, noi nu plecăm, că noi suntem la guvernare. Sunt colegii dumneavoastră, îmi cer scuze, domn primar, dar sunt a voștri. Asta una. Din cauza asta și ne-am pus să ne antrenăm în aceste alegeri, să schimbăm guvernarea. Primul pas este alegerea unui președinte patriot acestei țări, care vrea bine pentru această țară, dar nu pentru unde-i Harvardul sau FMI-ul sau Banca Mondială, nu pentru dânșii. Ca să înțelegem corect, dar pentru ai noștri, pentru oamenii noștri, și din Basarabească, și din Abaclia, și din Taraclia, și din Comrat, și din Briceni, pentru oamenii noștri. Asta prima, ca să înțelegem. A doua întrebare. Noi vorbim că după aceasta, noi nu vedem, noi totuși trebuie să vorbim despre candidați. Bine, eu nu o să atac candidatul dumneavoastră, dar eu vreau să spun una. Noi pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate. Pentru asta noi am înghițat toată iarna precedentă în corturi, am stat cu platforma DA. Cu platforma DA. Cu Renato Usate, cu partidul, cu partidul lui. Dar nici într-un caz cu Maia Sandu. Eu n-am văzut-o acolo niciodată. Niciodată n-am văzut-o acolo. Niciodată n-am văzut. Și eu înțeleg. Da, eu am fost și am dormit acolo în corturi. Și eu am fost, dar nu m-am dumneavoastră, nu știu unde ați fost dumneavoastră, eu am fost. Nu m-am văzut. De ce spune că epuizați sau timpul meu sau dumneavoastră. Da. Deci, dacă noi vorbim de candidatul Maia Sandu, ea a parazitat pe partidul, în primul rând, platforma DA. A parazitat și pe Partidul Democrat și pe toți. Ea acum merge ca un reprezentant a oligarhilor și dacă oamenii vor iar să calce pe grebla asta sub denumirea candidatului de la guvernare, eu nu vreau eu vorbesc de candidatul Maia Sandu, dar eu nu vreau ca să fie tractat cumva că o jignesc pe dânsa, pe dumneavoastră. Deci, dacă noi vorbim aceste alegeri, dacă oamenii votează Maia Sandu, iar calcă pe aceeași greblă și marți, luni, marți și mai departe toate zile, nimic nu se schimbă. Dacă vreți schimbări în economia țării, dacă vreți ca oamenii să întoarcă înapoi, dacă vreți investiții, dumneavoastră a spus de investiții de la FMI. FMI-ul îi dă banii, asta-s datorie.
Asta e datorie, asta nu sunt investiții. Asta pe timpurile sovietice se investeau câte 600 de ruble pe un cap de locuitor. Asta costă 4 miliarde de dolari se investeau în Moldova pe timpurile sovietice. Acum noi stăm în genunchi pentru 150 de milioane. Nu v-am întrebat. 150 de milioane de euro stăm în genunchi. Stăm în genunchi pentru banii ăștia. Și banii ăștia trebuie să-i întoarcem. Oameni buni, să înțelegeți, asta nu e ajutor, nu sunt investiții. Investiția când omul vine, construiește o uzină sau un bar sau nu știu ce și acolo el lucrează și face locuri de muncă. Nu, dar serios. Eu vă spun. Cine ați construit? Păi dumneavoastră poate ați fost la conducere până acum, nu a fost mai asta. Eu personal la conducere n-am fost. Noi suntem în opoziție 7 ani. Partidul nostru este în opoziție. La o mână sunteți. Ca atare, din 98, domnul Dodon este în opoziție de 7 ani. Partidul nostru renoit, să zicem, din 2011 și n-a fost la guvernare și nu trebuie să ne lipiți, să ne lipiți de oligarhi. Ce am făcut eu personal cu colegii mei, am schimbat codul transporturilor și din asta transportatorii au primit câștig 5 miliarde 400 de milioane de lei care nu au fost scoase de niște companii de excroci de la dânsi și din buzunar. De ce conform nu circulă trenul? Conform legilor. Domn primar, eu îmi cer scuze, eu spun de transport rutier, asta transport auto, calea ferată, dacă domnul Șalaru, Partidul Liberal, care acum o susține pe Maia Sandu împreună cu Ghimpu, nu spunea că noi suntem într-o stare de război hibrid cu Rusia, atunci nu se strica problema cu Transnistria, cu tranzit. Spuneți că noi am făcut timp de 25 ani sau 8 ani, 7 ani, cât ați fost la... În opoziție, în fiș acolo unde era. Rămâneți, spuneți ce ați făcut, concret, făcut. Concret, ca parlamentar dumneavoastră și fracțiunea dumneavoastră. Noi i-am ajutat pe oameni de la calea ferată să primească doi salariu, primească trei oameni, acum sunt, acum este... Dar de ce? Dar nu trebuie, dar ce nu ați mai spus? Ca parlamentar dumneavoastră... Da, oamenii s-au adresat la mine. Oamenii s-au adresat la mine. Oamenii s-au adresat la mine. Sunt instituțiile abilitate care trebuie să... Oamenii s-au adresat la mine. Nu erau auziți. Instituțiile abilitate nu erau auziți. Cu banii rezolvați. Nu erau auziți. Cu banii cei care 30 milioane din Bahram care ați venit sau... Care? Acele 3 milioane care Voronin a declarat. Acele 3 milioane care Voronin a declarat că le-ați... I-ați vândut pe comuniști pentru 3 milioane. Da. Că acolo trebuie justiția să lucreze. Eu vă stimesc, eu vă stimesc tare mult ca primar. Unde sunt acele 3 milioane? Eu vă stimesc tare mult ca primar. Eu știu că oamenii v-au ales 90%. Eu știu asta. Corect. Și asta e foarte bine. 87. Și eu înțeleg că sunteți un om gospodar și asta e bine. Dar nu trebuia să în politică să intrați. Pentru că dumneavoastră știți, Noi vorbim de treburi concrete. Da. Așa, care cel care îți bate în piept și spune că e politician de, ca... Dar eu nu mă bat în piept. Care are nouă clasă, spune că el eu nu mă bat în dar piept. Dar nu mișcă piatra dintr-un loc în altul. Amare, vă greșeți. Îmi cer iertare. Bine, dumneavoastră vreți ba să răspund pentru unul, ba pentru altul, dar ba pentru mine. Dacă mai să vă adresez întrebări, da, când doriți dumneavoastră. Dumneavoastră are timp, adică acum eu nu am timp. Parlamentarii au timp. Dați-mi voi să mă... Păi, dar de ce dumneavoastră? Ați epuizat? Ați epuizat? Eu nu sunt inovat. Dumneavoastră adresați numai dumneavoastră întrebări, domnului Oleg Lipski. Ce-mi croia mă... Să vă adresez întrebare? Păi trebuie să adresez eu întrebare. Păi adresați, vă rog. Adresați. Cât timp mai are? O să întreb colegiul din studiu. Pur și simplu, că să nu fie la noi o piață, un bazar aici. Hai, întrebare-răspuns, răspuns întrebare. Nu suntem, stăia da. La piață, suntem în studio, dacă da. Păi asta orientați foarte bine. Asta și spun, ne orientăm. Domn parlamentar, spuneți, vă rog, cu schimbări, cu modificări, că ați fost 7 ani, n-am înțeles nimeni nimic, și schimbări ați făcut, în afară de Maia Sandu, că a făcut astea schimbări în Ministerul Educației, e evident și fructuos și avem și rezultatele. Dumneavoastră puteți să răspunzi așa o întrebare. Nu ne să ducem mai departe, noi aici pe loc. De ce am vrut administrația publică locală să fie cineva din conducerea raionului? Spuneți, vă rog, la câte proiecte dumneavoastră ați lucrat pentru raionul Basarabească? Inclusiv și Abaclia, dacă despre ce proiecte spuneți? Proiecte de orice gen. De orice gen. Nu, definiție de proiect, despre ce vorbiți? Spunem construcția drumurilor. Spunem
investiții în grădiniți, reparații, școli, iluminat stradal, apă, canalizare, trotuare, reparație administrației publice locale, spunem primărie și mai departe, amenajarea, parcul, monumente și așa mai departe. Spuneți, vă rog, care investiții ați făcut și ce sume ați făcut, că spuneați că ați fost în calitate de parlamentar și v-ați implicat și nu știu în ce, puteți să-l lămuriți. Deci, eu întotdeauna credeam că asta atribuțiile primăriei sunt, dar bine. Până la sfârșit am spus, eu încerc să ajut pe oameni care la mine se adresează și din Basarabească tot. Și îi ajutăm pe oameni. Concret, îi ajutăm pe oameni. Și domnul parlamentar, salariu care nu le se plătește de la calea ferată. Noi câștigăm, îi ajutăm pe oameni ca să câștige judecățile și să obțină. Fiind în opoziție, imunitate, dumneavoastră aveți imunitate, dumneavoastră nu trebuie să fiți implicați în instituțiile de jurisprudență. Nu aveți dreptul. Nu, aveți dreptul, domn parlamentar, dumneavoastră mi-ați scăzut. Nu sunt implicat, eu nu mă duc să judic. Nu, dumneavoastră scăzut, eu rămân șocat, oameni buni. Cum adică dumnealui s-a implicat, cu bani rezolvați acolo, vă duci, mă înțelegeți acolo, iată unii mafie, iată unii corupție. Domn parlamentar, domn primar, eu am înțeles. Aveți 43 secunde. V-am adresat o întrebare, răspundeți-vă, rog, concret la întrebare. Câte proiecte are Consiliul Raional câștigate? Unii dumneavoastră v-ați implicat? Câte milioane au fost investite? Ca mai apoi pot să vă răspund sau da? Da, gata, cred că n-aveți timp, domn primar. 35 secunde, domnule. Degeaba noi am făcut aici circ cu dumneavoastră, în primul rând cu dumneavoastră. Fiindcă eu înțeleg că oamenii vă cunosc aici în Basarabească și trebuie să vă arătați. Să vă arătați și eu primar teatru. Spuneți dacă... Suntem la dezbatere? Da. Păi nu trebuie să... Răspundeți la întrebare, mai exact o întrebare. Păi... Dumneavoastră aveți timp, răspundeți la întrebare. Concret, spuneți concret, nu spuneți minciuni. Nu ne minciuni, nu duci oameni, lumea în eroare, nu i-am măjiți. Dumneavoastră că sunteți candidat electoral, veniți aici și să vreați să-i convingeți pe oameni ca să voteze nu știu pentru și. Lămuriți. Dați răspuns la întrebări. Vă lămuresc. 20 de proiecte. Spuneți vă proiecte. Lămuresc. 1, 2, 3. Cu proiectele eu nu mă ocup, că asta problema faci, nu e a parlament. Justiția am văzut că vă ocupați cu... Am înțeles că timpul s-a terminat. Da, scuzați. Deci 11 deci, secunde, domnul Victor. Răspundeți. Răspundeți. Deci... Parlamentul se ocupă cu legislația și se ocupă cu întrebările oamenilor de cum se adresează. Oamenii s-au adresat, noi am rezolvat problema. Eu nu sunt judecător să mă implic în judecată, dar să ajutăm pe oameni, ca juriștii noștri, să pregătească adresări în judecată, asta noi ajutăm oamenii. Ajutăm, îi sfătuim cum să procedeze. Și nu e vorba nici de corupție, de bani. Corupție! E corupție! Sunteți deja declarat, sunteți corupt! Deja sunteți corupt. Vă implicați vă în rezolvarea problemelor. Atacuri la persoane. Sunteți corupt deja. Deci, lămuriți, v-am dat întrebare, răspundeți concret. Din poziția dumneavoastră, eu nu trebuie să mă implic, să ajut pe oameni. Domnul parlamentar, răspundeți la întrebare că am depus-o, nu domn e glasul mișiune. Dumneavoastră, câte proiecte avem în comun cu Maglia Basarabească? De s-a terminat timpul. Domnul Victor Niculița, deconectăm microfonul. Care eu le-am făcut, puteți să-mi spuneți. Deconectați microfonul, mă rog. Eu nu știu cât ați făcut dumneavoastră. Nu știu de ce ați venit, dar... Ce eu, domnul Oleg Lipski, deci dumneavoastră mai aveți ceva timp. Absurd! Rușine, acceptați, mai adresez eu întrebări. Moldova, vorbesc nu. O să întreb colegii din studio, cât timp mai are domnul Oleg Lipski? Un minut. Deci un minut, o să vă adresez o întrebare. Domnul Victor Niculița, vă rog frumos cu stimă față de moderatoare, cel puțin. Domnul Oleg Lipski. Problema cu proiectele, asta e problema cu care vă ocupați dumneavoastră ca primar. Dacă aș veni eu din Chișinău să vă rezolv problemele, atunci... Mi-ați vrea să vă implicați, eu m-am adresat la mi-ați vrea să implicați cu... Domnul Oleg Lipski, acceptați să vă adresez o întrebare. Acceptați să vă adresez o întrebare. Mâine, răspundeți la întrebare, mâine, câți bani să alocați pentru implementarea proiectului. Domn primar. Pentru Basarabească, nu pentru Abaclie. Pentru Abaclie le fac eu singur. Stimați lucrătorii televiziunii. Dacă timpul a expirat, a expirat. A expirat timpul, microfonul este deconectat. Bine. Deci nu vă faceți griji. Păi vorbește în microfonul meu. Vorbește deci, domn primar, eu nu o să vin să mă implic în problemele care trebuie să le rezolvați dumneavoastră. Eu rezolv problemele cele care am competență să le rezolv. Mulțumesc pentru atenție. Cu proiectele, astea sunt problemele dumneavoastră, ca primar. Mulțumesc. Așadar, să trecem în runda a patra. Domnul Victor Niculița, aveți un minut ca să vă adresați electoratului. Stimați cetățeni în Republica Moldova, stimați cetățeni a Raionului Basarabească, stimați consătieni. Mă adresez către dumneavoastră.
cu o singură cerință. Pe data de 13 să ieșim la vot cu toții pentru a vota candidatul unic Maia Sandu. Candidat care deja are toate calitățile pentru a fi în capul statului, o doamnă, Maia Sandu, pregătită intelectual, cu, spunem, pregătită din punct de vedere studiile corespunzătoare și mai departe. Pe data de 13 noi avem de ales ori comunitatea europeană pentru a face investiții, pentru a implementa proiecte care deja 8 le-am implementat, 5 care urmează până acum să fie implementate. Expirat timpul dumneavoastră. Terminați fraza. Ba, dacă ne permiți deja să finalizez, dacă sunt ultimele secunde, vreau să fac un apel către toți abaclienii. Stimați abaclieni, noi avem acum unica șansă de a vota Maia Sandu, în caz contrar, dacă Dodon câștigă pisatul Abaclia, eu îmi depun mandatul. Mi-ați încredințat 80% la legile locale. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, timpul a expirat. Ca să alegem domnul Oleg Lipski, vă rog frumos un minut. Aveți. Stimați cetățeni, nu trebuie să facem isterică, vine domnul Igor Dodon și el se ocupă de problemele strigente ale țării, problemele care sunt legate cu exportul mărfurilor noastre, cu problemele acelor care lucrează și în vest și în est, care nu pot să primească pensie, ei n-au acolo nici pensie, nici asigurare medicală. Problemele acestea nu le rezolvă nimeni dacă nu vine Igor Dodon la președinție. El are posibilitatea și capacități necesare pentru a rezolva aceste probleme. Pentru reîntregirea țării, pentru ca țara asta să rămână ca Moldova, ca țară, ca țara noastră, ca patria noastră, pentru asta trebuie să votăm pe Igor Dodon. Și nu îi ascultați pe acei care spun că zidul chinezul să fie pus pe Nistru sau pe Prut și nu o să aveți ieșire de aici, nu o să aveți intrare aici în țara asta. Și noi avem tot rude în vest și avem rude și în est. Și noi vrem ca să fie relații bune și acolo și acolo. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc mult, stimați participanți, emisiunea de astăzi se încheie aici. Eu vă doresc multă baftă pe 13 noiembrie la alegerile prezidențiale. Vreau să amintesc telespectatorilor că astăzi în studio i-am avut pe următorii invitați: Victor Niculiță, reprezentant al candidatei PAS Maia Sandu, Oleg Lipski, reprezentant al candidatului PSRM Igor Dodon. Stimați telespectatori, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă informez că emisiunea de astăzi va fi difuzată mâine în reluare la aceeași oră, adică la 18:30 pe canalul nostru de televiziune. Sunt Veronica Murașov, vă doresc o seară minunată, la revedere! We'll be right back.